Bună! Eu sunt Ana și astăzi vă voi arăta cum să vă faceți propriul balsam de buze. Vine iarna, avem nevoie de hidratare. Acest balsam este foarte simplu de făcut și mai ales natural. Nu conține substanțe chimice deloc. Este foarte safe să-l folosiți și cu copiii voștri. Dacă vrei să pornim în această lume a naturalului, te invit să dai subscribe sau abonare. Aici pe canal veți găsi tot felul de rețete faine, homemade, făcute acasă, în mod natural, iar dacă aveți vreo sugestie, vă rog să o lăsați jos. Înainte de a începe, nu uitați să igienizați bine toate ustensilele și recipientele cu care veți lucra. Urmărește până la final acest tutorial și vei vedea cât de simplu este să-ți faci un balsam de buze hrănitor, emolient și foarte, foarte fain. Aici am untul de cacao, uleiul de jojoba și ceara de albine. Le-am topit pe baie de apă complet. Pentru că am vrut să fac două balsamuri, am ales să împart compoziția în două. Dar voi, dacă vreți să faceți două balsamuri, nu faceți ca mine, le cântăriți separat. Este mult mai simplu așa. Într-o parte am pus 5-6 picături ulei esențial de portocală și în cealaltă parte am pus tot 5-6 picături ulei esențial de grapefruit. Puteți adăuga până la 8 picături sau 10, dar mi se pare cam mult deja. Am reîncălzit compoziția pentru a completa balsamurile de buze, astfel vor arăta pline și mult mai bine. Dacă ați scăpat puțin pe lângă tubul de balsam, nu este nimic, lăsați-l să se întărească, apoi ștergeți cu grijă cu un șervețel curat. Ce avem noi aici? Găsiți intrusul! Acesta este avantajul de a face produse naturale, pentru că fetița mea de 2 ani, dacă vine și stă lângă mine cât fac un balsam de buze, nu se întâmplă absolut nimic. Așa arată balsamul de buze înainte să-l bag la frigider. L-am ținut la frigider cam 15-30 de minute pentru a se întări mai bine. Pentru că mi-a mai rămas compoziția, am ales să o reîncălzesc și să o torn în acest al treilea recipient negru, mai mic, pentru a-l face cadou. Acesta a fost tutorialul meu despre cum să-ți faci balsam de buze acasă, în mod natural. Dacă ți-a plăcut, dă un like și nu uita de abonare sau subscribe și ne vedem data viitoare! Pa, pa!